meetup al comunității WordPress din 2020. Sper că ați început anul bine. Noi cel puțin am început în forță și avem foarte multe subiecte pregătite pentru anul ăsta, așa că o să vă prajez la finalul întâlnirii să intrați pe Facebook, pe meetup.com. Avem acolo o pagină de Facebook, grup de Facebook, grup pe Meetup, discutăm, share-uim foarte multe informații legate de WordPress și nu numai. Întrucât e un nou an, ne-am gândit peste în vacanța de iarnă, la trecerea dintre ani, să avem un logo nou și pentru Meetup-ul nostru și acesta este. Dacă aveți, bineînțeles, sugestii sau nu vă place ceva, putem la final să stăm de vorbă și să mai umblăm la el, pentru că este, până la urmă, identitatea comunității noastre și orice feedback e binevenit. Nu trebuie să spun eu cum să arate, ci trebuie cu toții să spunem asta. În seara asta o să avem o prezentare ținută de Olivian. Vom învăța un pic despre tainele SEO și apoi mai mult despre ce să faci practic, pentru că mulți au o teamă când aud de SEO, se pare că e ceva super complicat. De fapt, e vorba doar de exercițiu și de a înțelege cum să lucrezi cu tool-urile pe care ți le pun la dispoziție Google sau alții care se ocupă de acest lucru. Dar înainte de a da cuvântul lui Olivian, aș vrea să vă rețin un puțin atenția, să vă anunț că în aprilie, la final, vom avea WordCamp Bucharest. Pentru cei care nu știu, este o conferință care este ținută pe an. Vin speaker din toată lumea și speaker local, sunt în proporție de 70% sunt, pentru că încurajăm ca speakerii locali să vină să vorbească. Va avea loc la Big Palace Room, undeva la Piața Sudului și pe lângă că avem și foarte mulți sponsori care pe lângă că oferă discounturi pentru produsele lor, cum ar fi Gravity Forms, care vor oferi discounturi pentru pachetele lor premium, vor oferi și swag de tip tricouri, stickere și alte cadouașe. Dar cel mai important este că acolo se vor întruni toți oamenii care lucrează sau au tangențe cu WordPress și web-ul și atunci este un loc foarte bun de networking și de a învăța lucruri noi, mai mult decât o facem noi în cadrul întâlnirilor lunare. Intrați pe Facebook, pe eventul WordCamp Bucharest 2020, dați interest că să fiți la curent cu noutățile. Și, bineînțeles, pe site-ul 2020.bucharest.wordcamp.org puteți să vedeți mai multe detalii legate de program și chiar să vă cumpărați tichete. Bilete. Ca să vă faceți o idee, costul unui bilet este de doar $25. Dacă ați mai fost pe alte conferințe, vă puteți da seama că e un cost foarte, foarte mic pentru o conferință de o zi cu toate beneficiile. Și acum, Olivian, te rog să... O secundă. Și mai rog să mă așteți un pic. Scuză-mă, două secunde. Mai este o posibilitate, dacă lucrați la firme care vor să aibă un awareness pe zona asta de WordPress, sunt mai multe pachete de sponsorizare. Cel mai mic pachet de sponsorizare este de $100, care apare pe site și pe alte medii, și plus de 4 bilete pentru invitații voștri. Deci este foarte ieftin, numai că trebuie să faceți ceva repede, pentru că se vor ocupa spații. Da. Sau doar dacă în cadrul firmei la care lucrați există și dorința de a sponsoriza evenimente locale, puteți să o faceți tot pe site-ul WordCamp.org. Există secțiune specială pentru sponsor unde aveți toate detaliile. Și puteți să-mi scrieți și mie sau direct acolo, oricui credeți, vă ajutăm. Olivia?